și Zeama, două ultimele. Masă la pește, desigur, peștele roșu, salmon din Alaska, doar Alaska este reputată pentru peștele gustos și nu numai pește, că am mâncat și spridii în Homer, foarte gustoase, oysters, halibut, da, tot e peștele la alb, gustos, da, și ce mai au, king, ăsta, crab of king, da, king salmon, king crab și creveți, da? Mai sunt pește de lacuri, tot aici avem diferite. Wow, ce de gustos! L-a făcut așa cum am vrut eu. I-am zis că peștele îmi place când el, de fapt, trebuie să știți că salmonul trebuie să fie înghețat, pentru că el are bacterii și dacă nu e înghețat, nu e chiar bine. Chiar și pentru când faci sushi sau îl prăjești, nu are importanță, trebuie să fie înghețat. Așa că aici cu, desigur, cu măliguță, cu mojdei, mai este și brânză de oaie, care e o fetă de așa, fetă, da. Bine ați venit, dragilor, pe canalul de YouTube al Creatoare în jurul lumii, Natalia Ciobanu. De data aceasta vă aduc în Moldova mea, în Alaska. De ce în Moldova? Pentru că am ajuns într-un restaurant moldovenesc aici, în Fairbanks. Așa că vă las pe Ala, care are această afacere aici, în Alaska, să ne prezinte puțin restaurantul, de ce, cum a venit ideea, cine ești tu cu soțul, cu copiii, adică cum e să ții o afacere de familie aici, în Alaska, așa de departe de Moldova. O să-i pun câteva întrebări, o să ne mișcăm pe aici prin restaurant să vedeți și decorul, și de unde i-a venit ideea, și de decor, și de nume de restaurant. Așa că, Ala, te las pe tine să mai vorbești, că eu vorbesc foarte mult. Bine. Mă numesc Ala, sunt din Moldova. Eu și soțul meu am venit aici în 2009, direct din Moldova, în Fairbanks, Alaska, în luna februarie. Și iată, până în ziua de astăzi suntem aici. Avem trei fetițe și a patrulea copil pe cale. Restaurantul l-am deschis în anul 2008, la sfârșitul anului 2018, da, pare rău, îmi cer scuze. Nu, 2009 ai venit, 2008. Da, 2018. Cred că fiecare om care vine în Statele Unite își capătă un vis al său care vrea să-l să se îndeplinească, o dorință mare. Și cred că visul nostru a fost de a împărți tradiția, mâncarea și gustul mai autentic moldovenesc. Autentic moldovenesc, corect, da. Și cred că asta a fost mereu ceva semănat la noi în cap, care am vrut să obținem și în sfârșit, în 2018, s-a realizat. Eu am fost foarte surprinsă când prietenii mei din Girdwood mi-au zis, dar nu știai că este un restaurant moldovenesc în Fairbanks? Și eu zic, wow, adică chiar la ultima frontieră de aici din America să ajungi să faci să ții o afacere. Și văd că moldovenii se descurcă bine, astfel cum și Marina Gugenati, dar și voi aici. Dar vreau să
înțeleg cum vă descurcați voi, pentru că să ții o afacere cu trei copii și cu patru la care vine la cale, unde soțul are jobul său, nu se ocupă, la început s-a ocupat de restaurant, dar acum are altă muncă. Cum reușești să le faci pe toate? Cred că cum este moldoveanul nostru harnic de firea sa, și cu străduință, cu scop în viață, obții orice. Nu era ușor și nu este ușor. E ceva ce trebuie o muncă permanentă și soțul are jobul lui, dar pe lângă asta, el, după cum termină acolo, vine aici. Pe urmă vine acasă și tot așa. De când am venit în Statele Unite, cred că mereu am lucrat la două servicii și niciodată nu am avut mai mult de o zi liberă pe săptămână. Dar ce e bine că se simte că străduința este pe merite. Adică tu ai muncit, tu vezi răsplata. Cât te-ai străduit, mai departe, iarăși, se vede toată răsplata care ai făcut-o. Și o facem, cred că, cu multă dragoste și pasiune și avem scopul ăsta de a menține și a desfășura afacerea și să afle cât mai multă lume de restaurant și cred că asta și ne menține pe noi. Da, deci ea vorbea de un vis. De fapt, e visul american. Acum și o să ziceți, nu, că ce este visul american? Nu, eu am înțeles ceva ce este visul american. În genere, un vis este că trebuie să ai un scop, trebuie să ai perseverență, disciplină, să mergi până la capăt peste obstacole. Dar visul american este că dacă tu pui toate astea, se dublează rezultatele. Adică nu e așa ca cum ar fi, de exemplu, la noi în Moldova. Tu vorbeai că aici, ca să ții o afacere, e mult mai ușor, în sensul că administrativ e mult mai ușor de deschis o afacere și încă ceva. Ei se susțin unii pe alții aici. Spune despre aceasta. Cred că este un lucru care m-a fascinat mult aici în state. Fiecare business se susține unul pe altul. Se promovează. Nu este o combatere. Adică tu știi că dacă ajuți vecinul să-și promoveze business-ul lui, el te va ajuta pe tine și îl va promova pe tău. Cu un schimb careva, cu o donație careva. Aici la noi în Fairbanks, că este o comunitate foarte mică, foarte multă lume face voluntariat și super important. În luna mai se face un weekend ori două de curățenie. Toată lumea iese pe stradă cu copiii, strânge drumurile, că da, sigur, sunt serviciile care fac curățenia drumurilor, strâng gunoiul, chestii, dar dacă nu ajută populația, nu se face nimic. Și oamenii își strâng, pot să fie niște oameni de afacere, niște oameni cu bani, dar își pun mănuși, care fără mănuși, aici doar se dau saci speciali, niște saci galbeni, și lumea iese, strâng gunoi cu copii, învață și copiii cu o disciplină oarecare și petrec o zi din asta, graficul lor, pentru a ajuta, cum să spun, adică aici se vede că fiecare se implică și își arată că are o responsabilitate, de fapt, civilă, pe care noi trebuie să o avem toți. Și e interesant exemplu care zice că noi ne susținem unii pe alții și înainte de a ajunge aici dimineața la restaurant, am trecut la restaurantul vecin care a comandat niște clătite pentru micul dejun și a zis că noi așa facem, ei vin la noi, noi la ei și tot așa. Și încă ceva și astfel și se face, de fapt, reclama, vine în expresia în spaniolă, de boca în boca. De la gură la gură, cum se zice, da. Word of mouth, asta e cea mai bună reclamă și în Statele Unite. Foarte des se întâmplă că vin la noi clienți care
vin în vacanță, în Fairbanks, stau o săptămână, două, o zi, două, depinde. Nu mănânc în fiecare zi la același restaurant, nu vizitez aceleași locuri. Și deseori intră și întrebi, cum ai aflat de noi? Și îți spune, am mâncat la restaurantul vecin. Și mi-au spus că pentru ceva mai deosebit, mai european, veniți vizitați sopa. Și tot așa și ăștia care vecinii noștri cu clătitele. Dacă intră cineva și la ei mai mult e pentru un mic dejun, un prânz, dar cina nu, ei sunt încheși la cină și ei știu că noi avem ceva de oferit care nu au ei și noi știm că ei au ceva de oferit care nu avem noi. Și deci un schimb așa de informații între noi cu vizitatorii și adică ne beneficiază și pe noi, îi beneficiază și pe ei. Noi niciodată nu am impus pe nimeni intrați, că sunt unii care făsut acolo un client, te duci și vine, te spui, vină la noi și mănânc la noi cel mai gustos. Sunt care iubesc să facă așa ceva la noi, și cred că e totuși e mentalitatea moldovnească. Noi nu putem impune omul, omul trebuie să ne aprecieze singur. Și noi ne lămurim care este meniul, ce avem noi să le oferim, dar ei își fac decizia singură. Acum și revenim și la meniu, dar hai să începem cu începutul. De ce soba și ne mișcăm să vă arăt. Ce frumos este aici și am întrebat de ce soba și vă arăt de ce soba. De ce? Soba este un lucru, o construcție foarte specială, cred că, pentru orice moldovean care a trăit în Moldova, cândva a vizitat. Este un lucru foarte cald și are foarte mult... Este un simbol al neamului românesc, da, fie el Moldova, deci, România. Era decorul principal în fiecare casă, se cocea pâinea, multe lucruri. Soba, cred că este un, pe lângă însemnarea care o are, mai este și o denumire care e ușor de a pronunța. A, exact, asta ziceai. Da, pentru ca oamenii să-și aducă aminte, soba e ușor și se pronunță exact așa ca și în română. Limba, da. Spune soba, da. Soba. Hai să mergem să vedem, de fapt, decorul. Cum v-a venit ideea de decor așa? Și mi-ai zis că familia e o afacere de familie, adică sunt și socrii implicați, soțul. Deci, cum a venit ideea de așa decorată? Dacă vedeți, e ca și cum ai fi în Moldova. Cred că mult face dorul de casă. Dorul de casă și cum vrei să împarți cu lumea aceste sentimente, această atmosferă care o avem. Cred că s-a început... noi de obicei cu soțul avem niște gusturi foarte diferite, dar aici gusturile noastre s-au... Combinat și s-a primit, cred că, un un final. Da. Un final reușit. Și da, apropo, toate acestea, acest decor vine din Moldova. Da. Am zis că a fost foarte greu de adus unele chestii, de exemplu, îmi ziceai niște tot ce e oală, se stricau pentru că este fragil și este greu de adus. Da, e foarte complicat de transportat. Acum nu mai fac cum înainte se făcea. Dacă primiți o cutie și este ceva care e fragil, scriau pe cutie, fragil. Și dacă se strica, ei răspundeau de acest lucru. Da, dar da. Acum nu mai vrea nimeni să ia răspunderea și nu se mai scrie fragil și adică cum? S-au stricat, da. A rămas cu jumătate. A, și încă ceva, ai zis că e la voi specific în restaurantul vostru, pentru că în alte restaurante nu este acest colț al copiii, da, pentru copii. Și e foarte așa, fain, da. Suntem o familie, nu știu, eu consider că e mare, cu 3 copii. Și e foarte greu să mergi la un restaurant, să ții copiii ocupați când îți aștepți mâncarea, ori
între timp, ori cumva după, și să ai un colț așa micuț unde să ai două magnete, blocuri careva, să ai niște ceva de colorat pentru copii. Și cred că adică ei pot să și să mănânce și adică aici ar fi bine ca părinții să fie tot să supravegheze sau dacă ei nu vor să fie lângă copii, se duc acolo, da? Da, corect. Încă ceva, văd ceva aici un pian și am văzut că m-am uitat pe pagina de Facebook, am văzut că aveți deseori evenimente, cineva vine și cântă la pian. În fiecare weekend avem un băiat foarte talentat care cântă la pian fiecare seară și luna poate să vină să aibă moldovean? Cine nu e moldovean, este de aici de pe loc, uh-huh. Dar cu lumea îl ascultă cu mare drag, este foarte talentat. Și îmi pare că cântă de la 4 ani și acum are 20. Wow. Deci seara poate lumea să vină să bea un pahar de vin moldovenesc cu... Da, într-adevăr, venim și la asta. Cum ajungeți să aduceți atât de departe aceste sticle de vin? Da, am văzut și nu numai vin, aveți și alte produse care vin din Moldova, da? Da, majoritatea vin, e complicat, prețurile clar că nu sunt moldovenești pentru că merge prin 3 distribuitori diferiți, dar cred că se merită. Lumea iubește vinul moldovenesc, e ceva foarte deosebit și interesant pentru mine să savureze cu cina care o... Văd și un butoiaș, da, într-adevăr, eu când am intrat ieri, wow, m-am pierdut, adică un decor care la fiecare, cum zici tu, este un simbol. Și fiecare, chiar și acela ulcior unde pui vinul, acea sobă, acea, cum se zice, da, aceleși, da, într-adevăr, care țeseam eu înainte când eram acasă, da, e plin de viață moldovenească, de a noastră stil. Așa se prezintă meniul, soba, Authentic Moldovan Cuisine. Și vă arătăm, e un meniu diversificat, sunt atâta aperitizeri, supe, salate, aveți și, am văzut și coțunași și pelmeni, pentru că noi eram, ei tot face parte din a noastră cultură, din cauza sovieticilor, asta este, sarmale, adică aveți, dacă să mă uit așa, până și kids menu, aveți, e un meniu foarte încărcat, adică cum a venit ideea de acest meniu, pentru că mi-ai zis că e o lucrare în continuă, unde ai făcut de mai multe ori, ați schimbat, da. Schimbările sunt chiar nevoite, pentru că când începi o afacere, încerci, la noi meniul a fost foarte mic, foarte simplu. Am avut 5 mâncăruri și făceam în fiecare zi o mâncare specială. Da. Și lumea venea, încerca mâncare specială și noi vedeam cum îi întrebam pe fiecare. A fost într-atât de detaliat și la fiecare client se vorbea cu fiecare, se întreba ce părere aveau, cum gustul, cum le pare totul. Și așa, de la clienții noștri, noi am aflat ce le place, ce nu le place, ce le place mai puțin, cum se spune. Aici nu se spune că nu le place, pot să spună că e diferit, ori le place mai puțin. Ah, interesant. Adică, dar de ce? Nu-mi place. Apropo, revin și eu puțin aici, tu stai aici lângă mine. Da, eu am observat că eu, așa mai spontană și spun și oamenii se uită la mine, nu spune, că mai ales când sunt invitată de cineva și zic, păi da, dar cum șeful se va face mai gustos sau mai bine, adică cum va progresa el dacă eu nu spun? Da, asta e alt punct de cultural, cum s-ar spune. Da. Aici, dacă îți pui opinia prea mult, îți spune că ești foarte opinionated. Adică ai opinia ta și nu te lași cu opinia altora. Aha. Adică trebuie să ai o modalitate de a te expune, trebuie să spui în cazul următor că e diferit, e diferit. Adică cred că aș vrea ceva mai puțin picant, pentru un exemplu, da, așa. Da. Și deci îți dă o sugestie,
dar nu este ceva impunător și urât. Adică o fac într-o... Și asta, clar, doar oamenii cu un cult, nu fiecare poate. Eu cred că când ați deschis restaurantul și mi-a zis că ați făcut, cum se zice, evenimentul deschis? Grand opening. Grand opening. Da, și atunci trebuie cineva care se face că este client să se pună deoparte și să noteze pe atitudinea oamenilor pe față când gustau la fiecare, să zicem, zeamă acum. Și atunci tu îți dai seama, aha, asta le place, asta nu le place. Eu, de fapt, acum îmi dau seama că călătorile mele mai bine făceam, nu știu, niște studii de sociologie, ceva, și pentru că îmi place foarte mult comportamentul, atitudinea, da. Cu călătorile, de fapt, ne schimbăm și părerile. Și, da, și de fapt, mâncarea face parte, cred că, să zic, după interesele culturale, istorice, mâncarea face parte pentru că e o necesitate vitală, zi de zi. Și eu nu pot să nu gust din mâncarea, chiar dacă o să cred că nu o să-mi placă, eu trebuie să gust, numai decât. Și ceea ce am văzut aici, chiar vă spuneam ieri când am luat peștele, că să nu prăjiți prea tare, pentru că aici așa fac tot ce e fructe de mare, pește, prăjesc prea tare, dar mie îmi place să fie suculent. Să aibă așa, acolo, mai ales că e salmon, și salmonul se poate de prăjit chiar și pe o parte doar, nu numai pe a doua. Corect. Dar dacă vine din surse, salmonul trebuie să vină din surse speciale, adică distribuitori oficiali care cu licență, el poate fi, de obicei se spune așa în popor aici, lumea spune că salmonul trebuie să-l îngheți. Așa. Dar dacă tu îl iei de la o sursă cu licență, niște distribuitori cu licență oficiali, și dacă... Și dacă e proaspăt? Proaspăt nu este necesar să-l îngheți. Ok, da. Dar totuși... știu că în restaurant sunt niște reguli de igienă stricte, care sunt date după lege, și tu chiar dacă știi că aia poți să o faci, nu poți să o faci pentru că trebuie să respecti legea. Și asta este. Sim. Și nu iai un risc ca să închizi un restaurant, pentru că tu ți-ai vrut să-ți faci plăcerea de a face mâncare așa cum știi tu. Nu. Sunt temperaturi care trebuie să fie respectate. Și cred că asta ai învățat încetul cu încetul, pentru că de fapt mi-ai zis că și tu ai lucrat la restaurant, da? Am lucrat, dar mai mult am lucrat totuși nu în bucătărie, dar mai mult cu clienții am lucrat. În customer service. Dar am făcut studiile de culinărie și baking aici la universitate. Tu ai făcut aici, da, studii. Și era foarte interesant să afli diferența între ceea ce se învață, se învață în Moldova, se știe din popor, de la bunii, de la străbunii, și alta, ca să știi cum se cum e cartea aici în Statele Unite. Și deci referitor la ce spui tu, cu tu poți să faci ce vrei, dar dacă nu le faci după regulă, nu se permite. Da, mai ales dacă se face un control sau cineva a fost rău, se face o intoxicație alimentară, de sigur, cine cade vine aici, face control. Da. Pentru că vorbeam despre meniu, care este mâncarea cea mai apreciată aici? Cred că toate sunt. Din appetizer, cum starters, appetizers, cum se mai spune, da. Cred că plăcintele sunt cele mai întrebate. Foarte gustoase. Ieri eu vă pun în introducere un mic video ca să vedeți cum am mâncat. Da, și erau foarte gustoase plăcintele cu mărar și erau exact așa făcute, învârtite, ca de străbunica mea. Da, plăcintele sunt foarte întrebate. Pe urmă, la noi fiecare mâncare se dă cu o ceașcă mică de supă. Da. O farfurie foarte micuță, dar mai întâi se servește supa, cât omul așteaptă mâncarea, pe urmă îți primești mâncarea. Și este foarte apreciat de călători. Avem foarte mulți turiști care vizitatori le place. Ei vin din drum lung, îndelungat, în zboruri, mâncarea asta nesănătoasă, nu te simți bine la stomac, și când vii și mănânci o zeamă, ori un borș micuț înainte de mâncare,
Dar asta îmi ziceai, este viață. Îmi ziceai că vin aici și iau mai multe, 3-4 ca să guste de toate, așa? Da, sunt foarte mulți moldoveni, din iesul Europei foarte mulți călători, dar și sunt oameni care locuiesc deja în alte state, în alte țări și nu mai au posibilitatea ori timpul să fac mâncărurile astea moldovenești, ori poate nu mai au necesitatea de a o face și când vin aici vor de toate și comandă câte 4-6 mâncăruri la două persoane că din poftă, că le vreau pe toate, vreau să le guste pe toate și sunt care vizitatori care vin regulat în fiecare an, o dată pe an și noi suntem unicul restaurant la care ei vin zi de zi să mănânce. Ce zici de sarmale? Au o mare, cum, le faceți cu de-asta, cu varză murată? Le facem cu varză și le facem și cu frunze de vie. Deci sunt un mix de varză și frunze de vie. Da. Sunt foarte întrebate. Salata Olivier întrebată? Salata Olivier întrebată. Cred că totuși cea mai mult întrebată salată țărănească. Da. Și asta am vrut să zic, care e cea mai apreciată? Țărănească sau... Da, țărănească e mai întrebată. Mai creativă, cred. Da. Le pare straniu, pentru că pentru ei salatele e o farfurie mare cu verdețuri, și poate ai acolo o bucățică, două de castraveti ori de roșii și atât. Dar la noi e o farfurie mare în care doar castraveți roșii, gogoșari și brânză feta, le pare cam puțin straniu. De ce nu e verdeața asta care e ieftină și mult în kilogram, dar puneți legume mai scumpi. Și am văzut că ați adaptat, bine ați făcut, că știți cum, să zicem, vin un grup de 10 persoane și din alea 10 persoane sunt două care nu vor să mănânce mâncare moldovenească, ei vor altceva. Și eu l-am pus aici soba burger. Păi dacă vei aici, ceilalți lasă mâncă moldovenească și tu mănânci soba burger. Da. E foarte bună ideea. Corect. Da. Chiar se întâmplă câteodată că se găsește unul din cei 10-20 de oameni care nu poate el primi o altă bucătărie decât a lui. Și o vrea un burger, vrea o costiță de porc, o bucată de carne, ceva ce este familiar. Să nu îmi săriți în cap, dar eu cred că deschiderea de minte e ca și deschiderea apetitului. Dacă vrei să guști de toate și de toate felurile de mâncare din lumea întreagă, înseamnă că ești foarte deschis la minte. Și terminăm cu desertul, cușma lui Guguță, aia care cea mai populară. Da? Cea mai populară, cușma lui Guguță, tortul de miere, clătitele tradiționale moldovenești cu brânză, dulce, da. Și stafide. Da. Da. Foarte bine. Mulțumesc foarte mult. Și îți mulțumesc foarte mult pentru primirea cu așa inimă deschisă. Eu i-am cunoscut prin intermediul Marinei și Ghenade și i-am puțin v-am deranjat, pentru că ei nu mai au afacerea și copiii, dar fac și construcții în casă. Și adică am venit pe capul lor, dar ei au zis că nu, e tot proiecte. E o viață normală de zi de zi. Noi asta, avem un ritm foarte activ de viață. Da, și faptul că sunteți deschiși la minte, cred că asta și vă ajută să înfloriți. Da, și vă doresc multă sănătate, succese mai departe. Mulțumim. Și să vă realizați și alte vise pe care le aveți. Mulțumesc. Și vă mulțumim că ne urmăriți. Dacă veniți aici în Alaska, desigur, vă invit să veniți aici în Fairbanks și să gustați bucatele moldovenești. Și ne vedem cu câteva vloguri de aici din Alaska, pentru că sunt pe ultimele zile pe picior de plecare, nu știu încă unde, nu mi-am cumpărat biletul, dar vine totul. Sărut de pe toate! Așa, pa, pa și toate cele bune!